Bună regăsire, prieteni, la ultimul meci televizat de astăzi de la baza Transilvania din turneul final național Sphinx, Cupa Campionilor, sezonul 2023-2024, categoria de vârstă sub 10 ani, copii născuți în 2014. Sunt Cristian Frisc, vă invit la meciul Elite Juniors, Râmnicu Vâlcea, Galactic Bistrița. E un meci decisiv pentru locul al doilea în grupa C. Avem două certitudini în această grupă. Steaua Magica Iași este pe prima poziție, indiferent de rezultatul de aici și de la meciul cu ACSP Chinteni, pe care ieșenii îl susțin, iar formația din Chinteni e pe ultimul loc, și asta e tot o certitudine, la jocul rezultatelor, în vreme ce echipa care va câștiga acest meci va merge în sferturile de finală. Iată ce rezultate anterioare au avut. Vâlcenii au bătut pe Chinteni cu 3-0 și au pierdut cu Steaua Magică scor 5-1, în vreme ce formația bistrițeană a bătut cu 3-1 pe Chinteni și a pierdut cu 1-0 în fața steliștilor magicieni de la Iași. Înseamnă că la gol averaj, Galactic Bistrița are 3-2 vis-a-vis de 4-5 cât are formația vâlceană. La gol averaj, deci, Galactic Bistrița este favorizată, așadar va putea juca și la X. Are două variante din 3 Galactic Bistrița pentru această dispută. Cum arată cele două echipe? Galactic Bistrița, Raluca Dumitru în poartă, numărul 1, Marc Borcea, numărul 2, Simeon Grapini, numărul 3, Aurel Popârtac, numărul 4, Florin Lazar, numărul 5, Bogdan Urzică, numărul 6, Vlad Partene, numărul 7, Matei Fodor, numărul 8, Alexandru Boldiș, numărul 10, este și fiul antrenorului, Alexandru Ionel Boldiș, Emanuel Hangănuț, numărul 11, David Niculai, numărul 12. Boldiș a marcat 3 goluri în partida câștigată cu Chinteni, un hat-trick. Centrare, intervenție ușor acrobatică acolo și periculoasă, este indirectă, deci. În partea cealaltă, Elite Juniors Vâlcea începe cu numărul 1, Rareș Colțea, numărul 8, Caleb Matei, numărul 9, Ianis Mihai, numărul 11, Cezar Lungu, numărul 15, Rareș Daju, numărul 18, Andreas Izăilă, numărul 20, Nicolas Căzănel, numărul 22, Vladimir Cucu, numărul 24, Ianis Onicel, numărul 25, Sebastian Nițu și numărul 80, Patrick Dicu, antrenorii Octavian Iordache și Valentin Mihalcea. Aruncă vâlcenii de la margine, care sunt echipați în cromatică a la Bruj, tricouri albastre, shorturi și jambiere negre. De partea cealaltă, tricourile roșii cu inserții galbene, short albastru și jambiere roșii pentru formația bistrițeană. Un meci care se anunță interesant. Spuneam, la egalitate, ardelenii sunt echipa care va ocupa locul al doilea. O minge care a fost acolo respinsă de către Patrick Dicu. Iarăși a fost, zic eu, o zi foarte agreabilă aici la baza Transilvania, cu meciuri frumoase, cu jucători remarcați, evidențiați. Avem pe observatorul Victor Joițoi, un jucător divizionar care urmărește cu atenție șut din vole pe lângă poartă. Loran Atiut, asistentul medical, arbitrii nu i-am văzut, s-au schimbat brigada pentru ultimele meciuri, deoarece după acest meci va mai urma încă unul aici la baza Transilvania. Caleb Matei a intervenit acolo, a fost o luptă pentru minge. Un balon acum care se duce pe linia de margine și este repunere din tușă. A aruncat acolo pentru Bistrița Simeon Grapini, a încercat în lung de linie. 4 minute deja trecute din meci. Elite Juniors Vâlcea Glad, Galactic Bistrița 0-0. O minge între cei doi jucători, bine că nu s-au lovit cap în cap. De la Vâlcea este acolo Andreea Sisăilă,
Tot către el se îndreaptă mingea spre stânga, pasată de către Cezar Lungu. Balon pierdut. Intervine și trimite spre poartă din prima Sebastian Nițu. Aleargă acolo Andreea Sisăilă să facă pressing. Raluca Dumitru, fata din poartă la Galactic Bistrița. E o portăriță bine dezvoltată ca fizic, robustă. Să vedem acum acțiunea prea în lateral și lungă, această preluare a lui Vlad Partene, care iese cu minge cu tot în afara terenului. A fost fault acolo, este și schimbare. Andreea Sisăilă înlocuit la formația din Vâlcea cu Ianis Onicel. Pe contraatac, Vlad Partene sprintează, jucător de viteză, dar mingea nu e ținută în teren, a ieșit acolo afară. Frumoasă atmosfera, pentru că sunt părinți care evident își susțin copiii. Au apărut și niște musculițe ușor deranjante, mai ales pentru cei care stau pe margine. Pentru cei din teren s-ar putea să nu fie vreo problemă și nici nu văd că ar fi deranjați copiii. E bine că ne-a ocolit ploaia, deși la un moment dat cerul era brăzdat de niște fulgere. Caleb Matei la mijloc, încearcă un dribling acolo, balon recuperat de formația bistrițeană. Cam alternant jocul, să zicem așa, posesia e când colo, când colo. E clar că miza jocului este una importantă pentru ambele echipe. Minutul 8 al jocului, 0-0. Elite Juniors Vâlcea cu Galactic Bistrița. Balon degajat și minge care mi-e pasată mie, deși nu joc, a ajuns și la mine mingea. Grapini repune, iarăși este aruncare de la margine, câțiva metri mai în față s-a mutat faza. Centrarea pe jos, Grapini, ocazie. Ba nu, n-a fost Grapini cel care a centrat, a fost Boldiș, de Carul. Au cerut iară corner bistrițenii, dar nu s-a acordat. Rămâne egalitatea albă și spuneam, atunci când sunt meciuri cu miză, cum trebuie să fie în etapa a treia, jocurile au alți parametri. Grapini repune din nou de la tușă. Balon respins afară de către Sebastian Nițu. Hai,
Încă o dată mingea între doi acolo. Cezar Lungu pe viteză, vedem cum intră în careu, își închide unghiul, foarte bună ocazia și centrarea în careu. Șansă uriașă, cea mai mare ocazie de gol a meciului în acest minut 10 al partidei. 0-0, singur-singurel acolo. Da, cu poarta gol a fost. N-a fost cineva, cred că portărița Raluca Dumitru era căzută. Centrare, iese portărița și respinge, poate fi șut, periculos, balon care a fost șutat de Sebastian Nițu, atinsă mingea de Aurel Popârtac, acesta a deviat în corner. Ce am mai observat, timpul efectiv de joc este unul destul de bun, adică nu stă prea mult mingea afară. Cred că mai mult de 50% din timp este timp efectiv de joc în acest format. Caleb Matei lustruiește un pic acea minge. Și un balon care trece prin fața porții. Caleb Matei cu capul de la o distanță măricică, a pasat la portar, totuși a făcut bine, zic, la acea fază, pentru că nu știu dacă avea alte opțiuni. Un copil este jos, minutul 12, Elite Juniors Vâlcea, Galactic Bistrița, 0-0. Jocul se poate relua după acea situație, minge de arbitru, repusă de către formația bistrițeană. Boldiș a fost accidentat, șut pe lângă poartă, Boldiș. Bună încercarea din prima, șutul n-a trecut departe de țintă. 0-0, 13 minute trecute, aproape 12 și jumătate. Bun, și acest șut respinge portarul Rareș Colțea, șutul i-a aparținut lui Matei Fodor. Acesta a avut timp să încarce, să șuteze din poziție foarte bună și ret plin a fost acolo la el. Picior sus. Lovitura liberă indirectă au acordat arbitrii. În general, prestațiile arbitrilor au fost bune. Părerea mea, bineînțeles, poate unii antrenori au avut câte ceva de obiectat, dar nu au fost faze care să vicieze rezultatul, rezultatele meciurilor, sau care să nască discuții atât de mari încât să apară, știu eu, contestații ori alte probleme de această natură. Minge preluat acolo de către Ianis Onicel, balon plasat, Ianis Onicel din nou cu capul, o minge spre margine. Onicel repune, Cezar Lungu încearcă să protejeze, obține o nouă aruncare de la margine după duelul cu Marc Borcea. Schimbare efectuată de antrenorul de la Bistrița, de pe partea cealaltă, sunt pe laturi distincte cele două echipe plasate. Minge jucată cu mâna, Hens,
sesizat și de arbitri. Marc Borcea a primit indicația să dea către poartă. Așa se spune la ardeleni, la poartă. Așa face Borcea, trimite către poartă. Probabil va fi iar un șut acolo. Din spate a venit cineva și a încurcat, a incomodat. Sare mingea cam ca la rugby. Un fel de talpă acolo, dar s-a lăsat avantaj pentru echipa bistrițeană. 16 minutul, 0-0 scorul. A fost fault aici, mingea s-a dus așa de încet, tocmai pentru că a fost lovit jucătorul care se afla în posesia balonului. Lovitură liberă, periculoasă. De aici, dacă se prinde poarta, poate fi gol. Da, avem încurajări pe live, e bine, mă bucur, am uitat să fac și eu precizarea respectivă, că toți telespectatorii sunt rugați să comenteze pentru echipele lor, să iasă așa o bătălie și verbală acolo la categoria comentarii. Boldiș în mână acolo și se dă mai aproape lovitura liberă, dar n-ai voie să sari din zid cu mâna ridicată, n-ai ce să cauți, pentru că îți mărești foarte mult area corporală pe care poți să o acoperi cu acea mână ridicată. Boldiș are poziție și mai bună acum, cu stângul peste poartă. Păcat, șutul a fost puternic, însă prea sus. 3 minute mai sunt până la încheierea primei reprize. Un 0-0 pentru Bistrița, care la gol averaj ar ocupa locul al doilea în acest caz. Bine stopat acea minge, dar și apărătorii și-au făcut treaba acolo. A intervenit Nicola Scăzănel. Aruncare de la margine până la centrul terenului. Da, jocul, cum spuneam, e destul de alternant în posesie. Sunt de înțeles și echipele al doilea joc pe care îl dispută astăzi. Poate și din această cauză nu găsim niște combinații atât de elaborate ca în alte meciuri. Bistrița chiar mi-a plăcut la meciul cu Chinteni și dovadă că a pierdut greu la limită cu Steaua Magică Iași. Înseamnă că nu e o echipă rea. La fel și Vâlcea, trebuie încurajați toți practicanții jocului cu balonul rotund. Iată ce combinație frumoasă, exact a vrut Caleb Matei să mă contrazică, pasă din fault, foarte bună, o pasă care a ajuns pentru Vladimir Cucu în extremă, bine lăsat și avantajul de către arbitri aici, pentru cursivitatea jocului. O nouă aruncare de la margine pentru tricourile albastre. Da, Cezar, da. Și Ianis, și. Da, calm, Ianis. Da, calm, Ianis. Minge în jucătorul advers. Multe auturi, multe repuneri din tușă. Ianis Onicel este acolo. Cezar, da copii, Nico.
șutul centrare de pe linia de margine, balonul ieșise în opinia arbitrilor și foarte puțin a mai rămas până la finalul acestei prime reprize, care foarte probabil se va încheia cu un rezultat de egalitate, fără goluri, între Elite Juniors Vâlcea și Galactic Bistrița. În lung de linie bătută această repunere din tușă, mingea la Gavrilă Lazăr, Florin Gavrilă Lazăr, pauză, 0-0, vom reveni în câteva minute. Începe repriza a doua a meciului dintre Elite Juniors Vâlcea și Galactic Bistrița, 0-0. O primă repriză echilibrată, joc de luptă la mijlocul terenului. Să vedem ce ne rezervă al doilea mitan al meciului. Sunt aproape convins că echipa care înscrie prima va reuși să și câștige acest meci. Minge în careu, Raluca Dumitru preia acolo cu piciorul și trimite balonul afară. E mai bine așa decât să greșească portarul, fără discuție. Repunerea din tușă este lungă, balon respins. E multă umbră acum pe teren, comparativ cu ce am avut dimineață și chiar la primele meciuri ale sesiunii de amiază. Încearcă acolo să meargă spre stânga Cezar Lungu, driblează Cezar Lungu, pătrunde în careu, centrare foarte bună, stop și șut, bară! Ocazie uriașă, Sebastian Nițu și este offside. Pe revenirea mingii din bară, surprinși în offside jucătorii de la Vâlcea,
Rămâne 0-0, gol anulat corect de arbitri pe motiv de offside. Evident, copiii de la Vâlcea voiau să se acorde acest gol. A fost împiedicat acolo jucătorul bistrițean să meargă mai departe. N-au auzit fluierul. A mers mai departe cu faza Emanuel Hângănuț și a băgat mingea în poartă, dar evident fără ca acest gol să fie la rândul său acordat, la fel ca și celălalt din offside. E lovitură liberă pentru bistrițeni. Lovitură liberă directă, ia să vedem ce se întâmplă, șutul în zid. Periculos când sar cu mâinile așa sus fotbaliștii de la Vâlcea, pentru că dacă e în careu se poate da penalti. Intervenția lui Nicolas Căzănel, care a degajat balon la mijlocul terenului. Boldiș a trimis mingea afară, a lovit-o și el greșit. Au cam intrat una în jocul altei a echipele, cam așa îmi arată mie o succintă radiografie de meci și acum minutul 24. După aceea cred că este meciul Steaua Magică Iași cu Chinteni, nu? Acesta e ultimul meci, spuneam că nu mai există neapărat interes major pentru acel meci, e doar un meci de pregătire, pentru că Steaua Magică Iași, indiferent de ce se întâmplă, e pe locul 1, Chinteniul, indiferent de ce se întâmplă, rămâne pe locul 4. Rămâne ecuația de rezolvat aici, între Bistrița și... Oh, ce șut! Bistrița și Vâlcea, 0-0. Foarte bun șutul, respinge însă Raluca Dumitru și este corner. Vine centrarea, balonul este deviat cu capul. Pregătită să repună Raluca Dumitru de la marginea careului, aruncă mingea lung până la centru. A încercat acolo să pătrundă, să câștige metri Vlad Partene. Și din nou Raluca Dumitru, probabil va... Nu, credeam că iar va azvârli mingea departe, spre centru. Ceea ce nu e o tactică rea, până la urmă. Boldiș pasează bine cu piciorul stâng. Boldiș, pe care l-am văzut jucător ambidextru, a dat în primul meci gol și cu stângul și cu dreptul, de carul celor de la Galactic Bistrița. Aruncă de la margine Sebastian Nițu pentru Vâlceni. Caleb a jonglat acolo, Caleb Matei acea minge. Picior sus. Simeon Grapini s-a ferit să joace mingea de teama de a nu se accidenta. Tot el va executa lovitura liberă indirectă rezultată din acel clinch dictată de arbitru. Bună acea minge pe stânga spre Vlad Partene, care a fost însă întâmpinat de un apărător. Solicită schimbare Octavian Iordache, antrenorul formației Vâlcene. Rămâne 0-0 și iată că se poate întâmpla și la meciuri de copii să fie scoruri albe de 0-0. Am mai văzut în acest turneu, nu mai aduc aminte exact la care dintre meciuri, dar a fost un 0-0.
Cu ce râși, nu? Se dat exact. Gilău. Nici nu putea să-și explice Ionuț Pârvu cum le-au făcut 0-0 cu echipa din Gilău. Au câștigat grupa, au fost singurele puncte pierdute acolo de formația brașoveană. Dar ești mai sus. Haide, Patrick, atent. Patrick cu el, atent. Caleb cu el. Sebi, atent. Nico, unde ești? Centrare. Ninja este scoasă acolo din careu. Un balon care n-are ulterior nicio legătură cu faza care se crease acolo. Minutul 28, 0-0, Elite Junior Vâlcea, Galactic Bistrița. S-a făcut 7 seara, incredibil. Am petrecut această zi în compania fotbalului juvenil, aici la baza Transilvania din Cluj-Napoca. Bine, Caleb Matei dezvoltă jocul din centru, intervin fundașii. E foarte important să ai o structură pe orizontală a echipei, niște fundași siguri care dau minge, care îndepărtează pericolul. Dacă nu e gol, automat moralul rămâne nealterat, neafectat. S-a repus până lângă jucător. Aruncarea de la margine trebuie repetată. Este un sprint pe contraatac. Vlad Partene pasă acolo și autogol. Ce păcat. 1-0 pentru Bistrița. Autogol. Unul dintre fundași surprins cu fața la poartă a vrut să degajeze, să îndepărteze pericolul și demonstrează încă o dată ipoteza conform căreia autogolurile sunt imparabile. Încearcă acum cât pe ce să vedem autogol și la poarta cealaltă. Ar fi fost ceva antologic să vezi autogol și la un minut autogol la poarta cealaltă. Da, conduce Bistrița cu 1-0, nu spun că nemeritat, nu, dar parcă era mai frumos să marcheze unul dintre jucătorii echipei lui Alexandru Ionel Boldiș. Corner pentru Vâlceni. Centrare respinsă, acea minge de Vlad Partene. Mâine la 9:30 prima transmisiune, jocurile la 8:40 încep în ambele baze. Se trece deja pe tabloul eliminatoriu, sferturile de finală și turneul de consolare pentru locurile 9-16. Fiecare echipă are asigurat același număr de meciuri, 6, prin prezența la turneu. Dacă greșesc, domnul Joițoiu mă poate corecta, observatorul nostru care notează dezor. Cine a câștigat grupa A, ca să putem anunța? Electrica Timișoara sau... A făcut 4-4 Electrica Timișoara în primul meci. Da, Electrica Timișoara va fi adversara acestei echipe care se impune aici, sau dacă e egal cu Bistrița. În vreme ce Steaua Magica Iași va juca împotriva celor de la U Evolution Cluj, în forma aceleiași îngrilări. Deja începem să completăm tabloul. Picior sus, aplicat de Patrick Ticu lui Vlad Partene. Mă rog, se mai întâmplă, este indirectă. Nu e directă, Cezar, nu e directă, oamenii, Nico, nu e directă, Patrick. Boldiș este cel care va executa, s-a așezat pentru a trimite cu piciorul stâng, ceea ce înseamnă că va fi o centrare covrig spre careu.
atent. Să vedem. Mico, atent. Caleb, Sevi, cu omul, Sevi. Mico, atent. Vine centrarea spre poartă. Putea fi și lăsat balonul de portar. Pentru că fiind din directă nu s-ar fi pus golul, decât dacă ar fi fost atinsă mingea de altcineva. Hai, Ceza, hai, Ceza. Hai, hai, Nico. Hai, Cale, Dani, Sevi. Patrick, atent, Patrick. Patrick, atent, Patrick, fii atent la joc, urmărit. Caleb, atent în spatele său, hai să ne uităm, copii, atent. Hai, Rares, mai mult, hai, copii. Fii calm, Nico. A fost o aruncare de la margine. Aha, atent, copii, Nico, e bine, Patrick, atent, bravo, copii, bravo. 8 minute bravo. Mai sunt din meci. Da, copii, atent, bravo, super, cum crezi? Hai, Cezan, atent, copii, da, 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 Caleb, nu-i nimic, capul sus, hai, ne concentrăm la joc, Cezar, mai mult, Mico, atent. Acum e momentul atent. Unei concentrări maxime din partea vâlcenilor, dacă doresc să întoarcă copii, rezultatul. Atent, bravo, mai târziu, bravo, dar avem și arbitrii, Ștefan Șleapcă și David Mate. Informați-vă tot timpul, atent, Patrick, atent. Joacă, joacă, da, Cezar mai sus, Patrick, atent, da, Cezar. Da, Cezar! Da, Caleb, cal! Repede, repede! Repede, hai, Cezar! Pătrundere acolo, Cezar Lungu, bună pasa în careu, reluarea cu capul nu era cea mai indicată soluție la Rareș Daju, dar, mă rog, așa a gândit copilul atunci. Intervine Aurel Popârtac, solicită faul, nu se acordă, este tușă pentru Olteni, pentru Vâlcea. A venit și galeria de la Steaua Magică, ne mai zguduie un pic timpanele cu acea tobă. E un copilaș care a tot încercat să o spargă de-a lungul turneului, dar văd că încă n-a reușit. Poate are noroc până pe la semifinale încolo să se spargă toba. Repune din tușă Patrick Dicu. A șters mingea Boldi și acolo cu fruntea. Ajunge balonul la Cezar Lungu. Acesta a încercat să-l ghidoneze, să manevreze acolo. Încă o dată, același Cezar Lungu. Se întoarce bine. Șut de la distanță, imprecis. Mingea nu trece peste linia de fund, ci peste linia de margine aici. Și intrăm în ultimele 5 minute, prieteni. Elite Juniors Vâlcea, Galactic Bistrița, 0-1. O zi maraton pentru toată lumea. Văd tot felul de viețuitoare prin pădurea de acolo din spate. E doar o pisică aceea, da? Hey, în parcuri de-astea naturale se mai întâlnesc diverse animale mai rar văzute. A atins mingea cablul de sus. Minge la Bistrițeni, interceptată de Vâlceni, fault acolo, da, se dă lovitură liberă. Minutul 36 al meciului. Trebuie să accelereze acum Vâlcea, pentru că are nevoie de două goluri, nu de unul. Cezar Lungu trage la poartă cu pământul, Raluca Dumitru plonjează și prinde. Se repune din tușă, același Simion Grapini a făcut acest lucru. Reluare imprecisă a lui Ianis Mihai.
blochează acolo unul dintre jucătorii Bistriței. Patrick Dicu aruncă spre Caleb Matei, care este mijlocașul central, nu este Cezar. Cezar Lungu a fost acolo, nu Caleb Matei. Însă, în general, Caleb Matei a fost acolo rulmentul care s-a plasat între compartimente la formația vâlceană. Inge recuperat acolo, pe contraatac, frumoasă frâna, deposedarea vine însă. Dicu... Mingea la Ianis Onicel, care bagă spre centru la Cezar Lungu. Lovește efectiv mingea pe un coechipier acolo, pe Matei Fodor, la încercarea de a se degaja. Cu călcâiul de jos Ianis Onicel, ce pas a reușit să dea, bineînțeles, involuntară, și șutul lui Lungu. Foarte bun. De la distanță. Șut care se ducea către vinclu, nu știu dacă Raluca Dumitru, portăriță cu talie, ar fi putut interveni dacă mingea era pe poartă. Două minute până la încheierea acestui meci. Se va încerca să se prindă poarta cu acest șut. Minge lungă, dar fără precizie. O contra acolo, ambii jucători se prăbușesc, au nevoie de timp petrecut în compania mingii. Caleb Matei, era vorba de cei de la Vâlcea, pentru că acum pe final cronometrul este un alt obstacol, aproape de netrecut pentru ei. Iată ce ocazie au avut aici să egaleze și dacă egalau, poate că mai aveau șansa unei posesii. Centrare, Patrick Dițu se pregătește prea mult, șutează, sare mingea de acolo, se degajează și s-a cam terminat. O nouă contră, corner, 20 de secunde, chiar dacă egalează Vâlcea, nu mai au șanse de a întoarce soarta acestei calificări. Centrare, gol! 1-1! În ultima secundă e 1-1, cred că Cezar Lungu a marcat, dar s-a și terminat meciul în același timp. Nicolas Căzănel, cred că a dat gol, numărul 20. Mulțumim pentru atenție, oricum a fost frumos. Bistrița se califică la golaveraj mai departe, în sferturi de finală. Cristi Frisc, în numele echipei Sphinx, vă mulțumește pentru atenție. Noapte bună!